meditația de seară. Forme pline de conținut. Luați seama să nu vă îndepliniți neprihănirea voastră înaintea oamenilor ca să fiți văzuți de ei. Altminteri, nu veți avea răsplata de la Tatăl vostru care este în ceruri. Neprihănirea vestită de Hristos este conformarea inimii și a vieții față de voia lui Dumnezeu. Oamenii păcătoși pot să devină drepți numai dacă au credință în Dumnezeu și dacă păstrează o vie legătură cu El. Atunci, adevărata evlavie va înălța gândurile și va înnobila viața. Atunci, formele exterioare ale religiei sunt în armonie cu curăția creștină lăuntrică. Atunci, ceremoniile cerute în slujba lui Dumnezeu nu sunt ritualuri fără rost, ca ale fariseilor fățarnici.